intrarea la examenul de bacalaureat pentru proba la limba și literatura română a fost diferită față de cea din anii anteriori, cu masca pe chip și cu testarea temperaturii corporale. 36,7 minute. Iar înainte de accesul în sală pentru susținerea primei probe a examenului maturității, candidații au fost încrezători. Am emoții, dar m-am pregătit destul cât timp am stat acasă și cred că o să fie bine. Dificultatea nu cred că o să fie așa de ridicată din cauza situației în care am fost puși. Îți se pune probleme masca, o să fie ceva mai greu? Da, cel puțin din cauza faptului că port ochelari, deja se aburește, mi se aburește vederea și probabil o să-mi fie și foarte cald și greu să respir, dar cred că ne vom descurca. Niște emoții, rămâne de văzut ce o să pice. Ne-am pregătit tot cum am putut și... Cred că o să fie mai ușor puțin față de perioada obișnuită? Să sperăm că da, asta e dorința tuturor. Să vedem. Cu masca, altfel de intrare, iată, nu se mai compară bacul din anii anteriori, da, cu acesta. Ne-am obișnuit în perioada asta cu purtatul măștii și o să... Nu știu dacă o să afecteze foarte mult randamentul. Eu sper să fie bine. Am pregătit și sper să fie bine. Iată, altfel de intrare, da. Unde intrai în mod normal așa pe foarte, acum iată, restricții. Da, am puțin emoții pentru intrare, dar eu cred că totul este bine și este spre binele nostru. La subiectul 3, elevii au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinte particularitățile de construcție dintr-o comedie studiată. Cum era lesne de înțeles, Caragiale a fost autorul a cărei operă i-a bucurat pe toți. Sincer, chiar a fost foarte ok subiectul, adică mă așteptam la mult mai rău. Ne-a dat comedia, o scrisoare pierdută și da, chiar o pregătisem. Deci ai picat pe subiect? Da, pot spune că am picat pe subiect. Și la subiectul 1.b a fost ceva legat de mass media, cum nu da, ajută exact. Sau nu la crearea, cum ai văzut această idee? Păi în primul rând, normal, m-am legat de text, că era vorba despre George Călinescu, acum mult timp, pe vremea când era profesor la liceu, și despre impactul pe care l-a avut și... Vorbea despre perioada lui înainte să moară, când suferea de o boală destul de gravă și totuși invita acasă grupuri de copii de la teatru să-i ajute cu textele dramatice. S-a dat comedia și pot să zic că a fost chiar destul de bine. Dificultatea subiectelor n-a fost atât de mare. A fost ok. Se putea mai rău. În regulă. Da. Cu masca, cum s-a desfășurat? Greu. Se respiră greu. Mi s-a părut ușor. A picat comedie și aceasta am învățat-o cel mai bine. A, deci ai picat pe subiect? Da. Și a fost ok. Cu masca? M-am obișnuit cu masca. Deci n-a mai fost greu? În opinia mea, nu. Apropo de acest interviu, ați avut și de făcut la subiectul 1.b. Ce rol ar avea mass media asupra creierii imaginii unui personaj? Unui... Da. Am zis că are un rol important deoarece prin arată imagini despre acțiunile lui, cât și portretul său fizic și moral și într-un fel vezi ce fel de persoană e. Elevii aflați în izolare, elevii confirmați pozitiv cu COVID-19 și cei cu diferite afecțiuni cronice care au un risc crescut de infecție și de a dezvolta complicații asociate infecției COVID-19 susțin probele examenului național de bacalaureat 2020 într-o sesiune specială.